Salutare, oameni, eu sunt Andy la un nou episod din Maps from Subs, Minecraft, Maps from Subs, mapele de la voi. Înainte să începem acest clip, vreau să vă reamintesc să apăsați butonul ăla de like de acolo de jos dacă vă place seria asta, pentru că în ultimul timp am avut numai mape geniale. Bine, sper că și asta o să fie o mapă genială și dacă nu o să fie, oricum o să fie o mapă de la voi, așa că merită jucat. Bun. Ok, sunt dezbrăcat pentru că iar s-a făcut o căldură dezastruoasă în cameră, a dat drumul la aerul condiționat, dar mi-am închis ușa pentru că încă am transpirat și dacă bate aerul la condiționat în mine mă nenorocește. Bun, haideți să vedem. Mapa asta este ceva legat de un cont de Steam furat, adică contul meu de Steam furat. Stați un pic, așa, nu mi se pare mie sau nu se aude? Unde am audio settings? Na, muzica asta nu-mi prea interesează, să volum mai mult, în fine. Ok, deci are ceva legătură cu chestia asta, o să citim imediat și povestea. Bun, am mai făcut eu câteva teste pe aici, înainte, să văd dacă merg comenzile și toate cele. Bun, aici poveste. Poveste. Tu făceai live cu CSGO și GTA 5 și cineva se uită pe geam și așteaptă ca tu să termini live-ul, să se uite în notepad, să-ți ia contul de Steam, să se joace, că el nu mai avea bani de a-și cumpăra jocuri. Și a făcut setup-ul lui de gaming și nu mai avea bani. El ți-a pus niște nivele cât de cât bunicele pentru a nu ajunge la not pe baftă. El mi-a pus mie pe ce mi l-a furat și mi-a schimbat și parola. În fine, nu mai are reguli. Nu sparge blocuri fără cheating decât dacă nu poți face vreun level. Regula pentru fan, like, subscribe, spawn point la fiecare nivel. Deci, da, trebuie să-mi dau spawn point. Ha, numai bine că am avut povești de rezervă, pentru că în prima instanță când am intrat am fost pe Game On 1 și am dat click aici și a dispărut cartea, deci a știut de ce pune cărți de rezervă. Nu uita de difficulty normal la mob battle și la boss battle și de time set de toggle downfall tot timpul, și spawn point la fiecare nivel. Informații despre creatorul mapei. Ce asta? Nu uita de difficulty normal. Acum pe ce sunt pe peaceful, ok. Nume MC It's Alex HD, locuiește în România, București, vârstă 12 ani. Mulți înainte, nu prea am făcut multe decorațiuni în sponsorii. Ok. Ia să vedem că avem ceva aici. Ce avem aici? Green screen. Ce aici? Setup-ul tău de gaming. Scaun de gaming X-Dracer. Bă, lasă-mă. Cât de șmecher făcut, chiar arată bine. Aici setup-ul. Mă, e șmecher făcut. N-am ce zice. Chiar arată ok. Numai că eu n-am green screen, trebuie să-mi cheam unitate. Foarte șmecher, să vedem ce mai avem pe aici. Avem kitul lui Andy și kitul de Bercea. Uită-te la kit și citește pe nume. Ar vrea mereu pe... ok, avem și mereu pe aici. Ok. Bun, se pare că kitul Bercea este cel mai prost. Dar asta este, nu o să luăm kitul Bercea pentru că nu avem nevoie de kitul Bercea. Așa, bun. Cum se aude când îmi pun arma, vine toc, toc, toc. Feed me more. Oh, are flame pe arc, bun. Ok, ce să punem pe aici? Golden Apple-uri, avem unde are regeneration, avem de nu avem tot ce ne trebuie. În fine, hai să trecem la treabă, să vedem ce ne așteaptă. Baftă, de dopper, fără să te uiți cu Optifine. Ce? De ce? Fine. Aaaa. Dar nu pot. Nici măcar nu mor. În fine. Nu. N-am voie să mă uit cu Optifine, fraților. De ce? N-am luat falling damage? Nu știu, dar de ce n-am căzut în apă? Mă interesează pe mine. Deci n-am nicio șansă dacă nu sar să nu cad în apă. Trebuie să sar. Bă, nu cade în apă, cade pe luna aia albă. Băi, ce mă oftică. E, îmi bag picioarele, știți ceva? Mai facem o dată, că nu-i corect. Dar mi-e atât de greu fără Optifine. Eu niciodată nu făceam nivelele fără Optifine, știți și voi. Mă, sau să fie ceva bug și eu să pic de fapt în apă și să nu mă pun în apă. Știți că eu înainte făceam totul cu Optifine, toate chestiuțele ăștia le făceam cu Optifine. Mă, deci simt prea mult. Ia stați. O secundă, două, trei. Atât. A, m-a fost prea mult! O secundă, două, trei. Perfect! Aia e. Mai departe. TNT run. Aia e de viața mea. Ok. Haideți că aici oricum o să mor. Ca știți că nu m-am uitat să-mi dau spawn point. Spawn point. Dusle spawn point. Bun. Woohoo! Ia să declanșăm ori asta. Bun, next. What? To slash spawn. Ce scrie aici? Parkour easy. Sper să nu ia foc luna. Săritură posibilă și ușoară. Da, păi știam și eu treaba asta. Chiar nu mi se părea grea aia. Hai că ăsta chiar a fost parkour easy. Parkour pe norișori. Parkour easy, iar. Ah, bine. Slash spawn point. Hop. Parkour pe norișori. Mamă, cât de șmecher. E interesantă ideea. Parkour pe norișori. Bine că e foarte, foarte, foarte ușor. Dar este șmecher. Ce prost sunt. Deci am ajuns la sfârșit și este așa simplu. Și am decis să cad ca un fraieric. Bun, mapa este destul de interesantă. Nu este o mapă foarte, foarte specială, cum au fost și alte, dar e interesantă. Apasă de 6 ori mob battle. Ca așa să ne dăm pe normal. Ajutor, ce sunt de așa de necesară? Nu pot să mă bași de niște cu ei pentru că trebuia să trag de 6 ori, n-am putut să trag de 6 ori. Bun, momentul s-a terminat, avem next. Ce e aici? Oh, după ce trenul vei vedea ieșirea în stânga, mută capetele. Nici cu purcicul ăsta n-are nicio șansă cu mine, fraților. Mută capetele. Bine. 1 2, ia să văd cum stă cu scutul în mână și cu capul în mână. Mă, dar trebuie să mi se ducă săgețile de mine. Hai, mă dispăresc cumva. Vreau să-mi fac și ăsta mai mic, vreau să-mi fac un screenshot așa frumos. Aici, cu spatele la tovarășul meu. Dar am o idee. Țeapă, fraiere. Bun. Mă, ce urât e cu imaginea asta apropiat așa. Tot aici l-am pus. Bun. Hai să luăm. O... Da? Omul ăsta a spart de greu. Eram conectat aici. S-au dat cu sabia în tine. Nu știu, nu știu cât de departe. Ce s-a blocat el acolo? Nu vreau să fac el acolo. Ăsta. Uite că dacă mă uit pe armură, cred că am... A, protecție 4, torns. Protecție 4, torns, protecție... Bă, n-am enchant-uri chiar, adică sunt foarte, foarte OP enchant-uri, dar nu sunt gen ceva ce nu pot obține. Bine, torns Și probabil și nu, Fedor Foley nu prea trebuie pe altceva în afară de botolci, deci... Regălea ieșirea în stânga. A, asta e ieșirea. Poți trece decât dacă îl bați. A, dacă nu, ce se întâmplă? Next. Andy YouTube. A, ce șmecher a scris acolo Andy YouTube. Bun, să ducem pe aici. Bravo, ai terminat, sper că ți-a plăcut. Dă o notă mapei infinit. Uită-te în stânga. O să mă uit în stânga imediat. Bun. O notă mapei, băi frate, o să-ți dau un 7 spre 8, pentru că te-ai chinuit, dar nu, cum să zic eu, mapa a fost foarte bună. Adică mapa a fost bine făcută, interesantă, dar nu o putem compara cu celelalte mape care au fost, știți voi cum au fost făcute și la cele. Ele au fost chiar de nota 10 și dacă nota este 10, ei n-ai cum să-i dau un 8 sau un 9, pentru că ei... Nu ar mai fi diferența între note, știi, și dintre mape. Oricum, nu mi-a plăcut mapa, de ce nu? Pentru că atâta timp cât sunt mapele de la voi, nu am absolut nicio problemă. Trebuie să mă plec și o să dau pe chestia. Ce? V-au luat răznit? Cred că da. În fine, ia să vedem ce scrie pe aici. Vreau ca titlul videoclipului să fie Andy și contul de Steam. Ok. Dacă vrei, poți exploda mapa. Ia să vedem, alege o mapă care vrei să-ți o fac. Tronul lecturii Andy și Justin Laminat. Bă, ar fi o bună idee un Andy și Justin Laminat. Bun. Vreau să trag o poză la chestia asta, deci îmi place cum arată. Nu știu cum să fac. Asta e. Nu știu cum să fac, aș face cumva... Dar nu se vede așa, că nu se mai vede după aia. Pustești. Bun. Mam, pe bune era zi afară? Da, cred că se vedea mai bine pe noapte. Dar nu știu, îmi place cum arată, mai fac un screen oricum. Bun, oameni buni, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Și o să mai să-mi trimiteți mapele voastre la adresa de e-mail din descriere. Să vedem ce alte mape mai avem pe acolo. Iar băiatul care zicea că mi-a făcut mapa aia cu lumea albinuților, care trebuia să mai fac o mapă, știu că mi-ai trimis o mapă și a zis că are buguri încă și aștept versiunea mai bună, așa că trimite-o pe cea bună când ai timp. Bun, dacă te uiți la episodul ăsta. Deci da, cam atât cu acest episod, dacă v-a plăcut lăsați un like și noi ne vedem la viitoare. Pa, pa!